Reprezentanții Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva aduc la cunoștința localnicilor și turiștilor faptul că Aqualand va fi închis luni, 4 noiembrie, în vederea efectuării reviziei tehnice la centralele termice și la instalația de încălzire a complexului. Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva pregătește complexul acvatic pentru perioada de iarnă. Complexul Aqualand Deva va fi redeschis publicului marți, 5 noiembrie, la ora 9. În altă ordine de idei, reamintim că amatorii de distracție sunt invitați duminică 3 noiembrie la o super petrecere organizată în incinta complexului Aqualand Deva, Halloween Red Spuma Pool Party. Distracția începe la ora 15 și este organizată de Primăria Municipiului Deva și Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală, care administrează complexul acvatic. Organizatorii evenimentului au ales ca spuma să fie de culoare roșie pentru a respecta tematica dedicată sărbătorii de Halloween. Fiecare participant își poate alege costumul special, însă dress code-ul rămâne costumul de baie. Tariful practicat la intrare va fi cel normal, iar accesul va fi gratuit pe baza cardului Aqualand, organizatorii garantând mega distracția. Totodată, Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală mai anunță și că telecabina care facilitează accesul pe cetatea Deva va fi oprită luni, 4 noiembrie, pentru efectuarea reviziei tehnice lunare obligatorii. Turiștii care doresc să viziteze cetatea Deva în această zi o pot face la pas pe la poarta 1, alegând unul dintre cele trei trasee semnalizate cu indicatoare.